Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul și Hristos a înviat. De aici se vede bine. Aici sunt fețe iubite de prieteni, de frați, de surori. Și dacă fratele a spus mai la început că este părintele Iulian, eu aș îndrăzni să spun, este prietenul meu, Iulian. Sora Mihaela, toate fețele iubite și dragi, cu care am pornit mai mult de 20 de ani sunt de atunci. La Roma am locuit împreună, am plâns împreună, ne-am rugat împreună și în această lucrare am fost fericiți, nu este vreme. Obișnuia fratele Traian să spună de s-ar lungi noaptea aceasta pe 7 nopți, de s-ar lungi adunarea aceasta și așa cred că se lungește. O să fiu scurt, mi-am luat aici ceasul, niciodată n-am luat ceasul, dar pentru că mi s-a tot spus că lungesc cuvântul, am zis în ziua aceasta să nu îndrăznesc să vorbesc mai mult de 10 minute, pentru mine am zis aceasta. Și o să fie bine și pentru frăția voastră și pentru adunare mai ales. E obositor când spui multe. Mi-am ales din cuvântul Domnului multe gânduri. De data aceasta, la microfon aici, am venit fără niciun fel de listă. Am doar o poezie, două. Am găsit aceste poezii, una despre mamă, una despre copii. S-a vorbit așa de frumos, așa de copleșitor este cuvântul Domnului, în același timp așa de mângâietor. Personal aș vrea să spun că, așa cum avea starea acel care a intrat și el în templu și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice, mă simt așa de copleșit în adunarea frăților voastre. Este prima oară când ajung și eu la Roma, aici la Londra. Și v-am urmărit și urmăresc pe internet adunările, poate nu toate, dar mi-a fost drag, pentru că aici sunt multe fețe de tineri și sunteți tineri, marea parte. Și chiar aseară ne-am întâlnit și am zis, merg și eu, și ne-am întâlnit cu tineri prin parc și acolo am stat de vorbă și ne-am împărtășit multe gânduri cu câțiva din tinerii noștri. Și ce pot să împărtășesc, sau eu ce aș putea să împărtășesc tinerilor? Vorbesc mai mult despre creație, despre poezie, despre frumusețea cu care Dumnezeu a vrut să ne inobileze sufletul și să fim și noi printre aceia care îi putem da slavă Domnului cu acestea. Și ca introducere să nu fiu prea lung, închei cu acea, mă opresc aici la introducere și încep să spunem poezia mamei mai întâi. Poezia aceasta am scris-o când mă gândeam la mama părintelui Iosif, m-am gândit la mama lui Samuel, la Ana, care plângea și chiar mi-am ales un verset și a dorit și ea să aibă un copil. Și am zis așa, prin fața unei mame sfinte să nu treci prea grăbit nici când, cât nu cunoști a ei durere și nu știi ochii ei cât plâng. Când vezi că tace ea ori plânge, deprinde-te să faci la fel, iar dacă poți, la piept o strânge, dar nu uita că ți-e model. De nu poți ajuta la crucea ce o are o mamă aici de dus, poți să te rogi în taină singur, așa cum a făcut Iisus. În rugăciunea ta amară să simți durerea ei așa, încât adânc să te cutremuri cum ar fi chiar durerea ta. Căci dacă în astfel de vremuri mai sunt pe lume și fii sfinți,
se datorează acelor mame ce varsă lacrime fierbinți și în creșterea cea mai curată, prin tot tumultul vieții lor, le înmână aripa credinței pentru al veșniciei zbor. Așa au fost crescuți profeții și toți trimișii lui Hristos, ce mame binecuvântate vor fi în cerul glorios. De vrei să ai și tu asemeni fii sfinți cu însușiri cerești. Înalță-te prin rugăciune până la minunea ce-o dorești. Și să închei cu acestea, cu poeziile, acum pentru copii. Copiii nu pun întrebări. Și am zis într-o zi soției, am scris o poezie cu titlul Copiii nu pun întrebări. Și a zis, copiii nu pun întrebări, câte întrebări nu ne pun nouă copiii? Așa este. Eu am fost copleșit de întrebările care le pun copiii, care mi le-au pus copiii mei, care le-au pus, acum mi le pun nepoții. Și, Doamne, ce duios e glasul lor să-i asculți, câte întrebări au ei, câte frământări și câte multe și cât de datori suntem noi să le răspundem la întrebări. Copiii nu pun întrebări cu gândul să ne ispitească, ci în nevinovăția lor doresc mai mult să ne iubească. Doresc să afle câte nu-s sau câte văd cu ochii în lume, iar pentru ei orice răspuns este o taină și o minune. De aceea să nu întârziem, nici noi să le lăsăm răspunsul, poate cândva o să avem nevoie a le înțelege plânsul. Iar dacă zăbovim prea mult sau refuzăm vreo întrebare, copiii dragi se ascund de noi și caută la alții alinare. Atunci tăcerea lor cea grea ne doare ca o pălmuire și să ne întrebe am tot vrea după ce am stins a lor iubire. Așa a rânduit cel sfânt, cel ce le-a dat neprihănirea, să știm răspunsul oricând, să înțeleagă ce-i iubirea. Să înțeleagă ei așa cum au primit răscumpărare, atunci de singuri vor afla răspuns la orice întrebare. Până și omul cel lumesc, dacă și el e bun părinte, le va răspunde în chip firesc, iar pruncii vor lua aminte. Cu atât mai mult noi care știm și învățăm neprihănirea, despre Iisus când le vorbim, lor le rămâne în piept iubirea. Și odată, când și fiilor o să întrebe cu uimire, ei cu același sfânt fior le-o spune tot despre iubire. Și ceasul mi-arată că am terminat timpul. O frază mi-i îngăduiți despre mama, pentru că am pomenit mama lui Samuel, Ana, și totuși să nu fie numai și numai de la mine, citim aici doar versetul acesta. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Trei întrebări în același verset. Pentru ce plângi și nu mănânci? Nu este vreme să le luăm așa la rând, să spunem despre toate. Ana era tristă pentru că pe Nina, cealaltă femeie, o înțepa, adică o jignea, îi spunea cuvinte jignitoare, cu dispreț, pentru că era socotită stearpă, ea nu avea copii și era tristă și nu mânca. Acest soț iubitor al Cana, acest
bărbat demn de iubire, i-a vorbit frumos, așa cum trebuie să vorbească soții, cum trebuie să vorbească bărbații adevărați. Să vadă, să observe mâhnirea soției de departe și să înțeleagă și răspunsul. Uimitor este, numai la ultimul cu acesta, cred că ne este de ajuns dacă răspundem numai la ultima întrebare, el a înțeles răspunsul fără ca Ana să-i răspundă, el știa de ce este ea tristă, de ce nu mănâncă, de ce plânge. Și îi aduce acel argument, nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 copii. La această întrebare am vrea să răspundem noi, aș vrea să îndrăznesc cumva să răspund eu într-un fel și să zic așa, da, prețuiești cât 10 copii tu, tu ești soțul meu iubit, știu că prețuiești, dar eu vreau un copil. Și copilul acesta îmi va aduce mângâierea, îmi va aduce bucuria. Și dacă îl voi avea, îl voi închina Domnului. Știți ce s-a întâmplat? L-a ținut numai câtă vreme l-a alaptat, apoi l-a închinat Domnului. Ea s-a lipsit de el pentru că era Domnului și l-a dăruit înapoi acolo la templu. Acest gând, atât de mult mi-a rămas așa pe suflet și m-am gândit și am zis să vi-l împărtășesc. O, mamă! Care reușiți să dați copilul după ce l-a laptat, să vă lipsiți, să-l dați acolo la templu, să-l crească cei. Dar acest Samuel, pentru că e vorba de el, a ajuns un mare profet al lui Dumnezeu, un mare proroc. Se vorbește despre Samuel în două cărți, în 1 Samuel, în 2 Samuel. El apucă două feluri de, să le zic așa, de generații, de oameni, o împărăție, două împărății apucă. Și acolo, în vremea cât de lunge pe David, este atât de frumos. Citiți acasă să vedeți ce ajunge acest copil minunat, cerut Domnului cu lacrimi, cerut în fața altarului, încât preotul când privea la ea zicea că este beată, că numai buzele ei se mișca, să vi se miște sufletul de durere. Ea spune, îndreptățindu-se pentru rugăciunea ei, zice, învărsam focul înaintea Domnului, să vărsăm focul înaintea Domnului, să aducem pace în casă, în familie, iubire între cei dragi și să înțelegem răspunsul, chiar dacă noi nu-l primim, de ce cel drag al nostru este trist sau nu mănâncă. Înțelegem acestea prin Duhul Sfânt care ne l-a dăruit Domnul Dumnezeul nostru, slăvit să fie Tatăl. În numele Tatălui, al Fiului și Sfântului.